Salutare, dragilor! Eu sunt Andreea și împreună cu soțul meu ne-am construit în Maramureș un colț de rai, așa cum ne place nouă să spunem. Și în primăvară de vreme am pus cartofi în grădina noastră prin sistemul de permacultură sau cartofii am pus în fân, în paie. Și am promis atunci că vă voi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă și vă spun prin ce faze trec acești cartofi prin acest sistem. Așa că astăzi m-am gândit că ar fi un moment bun să povestim puțin despre asta și să vă arăt cum au decurs lucrurile, cum sunt cartofii care i-am semănat în grădină, acoperiți cu paie, cu îngrășământ la bază, într-o grădină nesăpată. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să frezăm puțin pământul înainte de a pune cartofii pentru a distruge un număr mic din buruieni. Noi nu am mai intervenit de atunci aproape deloc aici în grădină unde am pus cartofii, ci i-am lăsat în grija naturii și să crească liberi așa cum vor ei. Am vrut să facem un experiment exact așa cum am spus și în primăvară, să vedem cum funcționează acest sistem. Și am să vă arăt acum în luna iunie, la început, haideți să vedem ce ne mai fac cartofii. Pe această secțiune am încercat să-i punem cât mai uniform, în rânduri, dar din păcate ei nu au reușit să iasă, să încolțească peste tot. Uite că avem aici o tufă micuță și sunt curioasă asta cum s-a dezvoltat înăuntru. Nu văd acum guange pe ea, dar știu că am venit zilele trecute și majoritatea tufelor erau pline de guange. Acum a plouat cu câteva ore în urmă și probabil ele s-au ascuns sau ceva. S-au băgat în sol sau în paiele astea. Și tufa asta mică de cartof a produs mai mult decât cea mare. Dar vreau neapărat să vă arăt ceva foarte interesant. Și un beneficiu enorm pe care îl avem. Chiar dacă noi nu vom culege nimic de pe această porțiune cu cartofi, eu mă bucur. Vă arăt imediat de ce. Avem doi cartofi mărunței, foarte multe râme. Sunt foarte multe râme, ele sunt foarte mici, de-abia se văd, dar sunt. Iată, ceea ce e foarte bine. Ne îmbogățim solul cu astfel de vietăți. Beneficiile sunt umiditate crescută în sol, solul este foarte bine protejat, buruienile sunt foarte puține, au crescut foarte puține, ceea ce îi foarte bine pentru noi, că nu avem atât de mult de lucru. Dar ne îngrijorează prezența gândacilor. Asta este situația. Am vrut doar să vă țin la curent cu ceea ce se întâmplă. Eu evit să trag o concluzie pentru că nu cred că e necesar. Noi avem un loc unde creștem cartofi în mod convențional, clasic, și știm că de acolo vom recolta o recoltă bogată. Pentru că semnele așa arată că va fi o recoltă bogată acolo. Dar acesta, cum spuneam, este doar un experiment și am vrut să vă țin și pe voi la curent cu ceea ce se întâmplă aici. Noia, dragule, ți-am cules doi cartofi. Ce zici? Îți fac o tură de cartofi prăjiți? Dă-mi așa cruzadă și un pahar de ulei, că și mănânc așa.
mestec și apoi dau cu ulei și am gătat. Ce să mai consum lemnele? Momentan putem spune că lucrurile nu stau foarte grozav, dar nu cred că ne dăm bătuți și vom mai încerca și anii viitori. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Întrebarea mea este dacă voi ați încercat acest sistem cu cartofi în paie și dacă pentru voi a funcționat, dacă ați avut o recoltă bogată, pe ce suprafață ați pus, pentru că este foarte important și acest aspect. Atunci când avem o suprafață foarte mare, este foarte greu de gestionat și de semănat și de acoperit cu paie și procurat paiele, totul este greu, la urma urmei este un efort și nu este ușor. De aceea sunt curioasă să-mi scrieți în comentarii și din nou eu vă mulțumesc și sper să ne vedem cu bine și data viitoare. Pa, pa! Salutare! Singurul... Noia, dragule, ți-am cules de... în... ci...